Alta, vorbim cu Dan Tănase, jurnalist, despre decizia de astăzi a Consiliului. Dan Tănase, bună seara! Bună seara, bună seara! Știi că vorbeam ieri la emisiune că s-ar putea să se întâmple ceva, azi iată că s-a întâmplat. Mă bucur că s-a întâmplat, da. Din punctul meu de vedere se face dreptate într-o chestiune de bun simț. Orice cetățean al României și cu atât mai mult un demnitar al statului, fost vicepremier al României, trebuie să manifeste respectul cuvenit față de simbolurile naționale. În momentul în care un demnitar al statului român, un fost vicepremier al României, face o serie întreagă de afirmații care ofensează nu doar simbolul național, ofensează inclusiv demnitatea noastră ca români, în acel moment este firesc, este absolut normal, este de bun simț ca cineva să reacționeze. Iar ceea ce se întâmplă în acest caz este, dacă vreți, o chestiune de bun simț, se face dreptate într-o chestiune. Domnia sa, liderul UDMR, din punctul meu de vedere și iată că și din punctul celorlalți deținători ai acestui ordin, domnia asta este nedemn să poarte această decorație din partea statului român, cum a fost de altfel nedemn și la Tlătăchie, și mă bucur că până acolo, până la final, chestiunea s-a terminat așa cum trebuie, și anume prin retragerea ordinului. Spune-mi, te rog, s-a ridicat steagul Ungariei astăzi în centrul municipiului Sfântul Gheorghe? Nu, datorită intervenției Antena 3 și datorită reacției dumneavoastră, doamna Grecu, să știți că astăzi ceremonia a avut loc, însă momentul arborării drapelului Ungariei nu a mai avut loc. Iar pentru acest lucru felicit public Antena 3, chiar și de dimineață am fost în emisiunea domnului Ursu, felicit public Antena 3 și salut o reacție demnă și firească autorităților române, care au împiedicat un moment de insultă la adresa onoarei și demnității românilor. Din păcate, momentul a avut loc, a fost prezent chiar și deputatul UDMR, s-a marcat invadarea Ardealului de Nord de către Ungaria, după dictatul de la Vina. Dar nu s-a mai arborat drapelul Ungariei așa cum ar fi vrut deputatul UDMR de Covaznă să-l arboreze în buricul Târgului, în municipiul Sfântul Gheorghe, în totală batjocură la adresa sensibilității românilor, care își amintesc cu tristețe de ce a însemnat dictatul de la Viena și masacrele din Ardealul de Nord. Dar iată că există niște aleși ai UDMR care consideră că ei trebuie să marcheze acest moment al invadării Ardealului de Nord. Este ceva de noaptea minții. Aceiași lideri UDMR, care anul acesta, reamintesc opiniei publice, încasează 5 milioane de euro de la Secretariatul General al Guvernului.